Cam așa arată camera de 150 de lei pentru marșarier. Linile alea pe care le vedeți sunt puse tot de ei. Navigația este un Kenwood foarte vechi, dar care are intrare de video. A costat 150 de lei. Și în 100 de lei montajul cu firele erau incluse. Mi se pare că am mai pus băiatul un fir, nu sunt foarte sigur. Și în momentul în care am schimbat viteza, își revine la... Singura chestie nasoală este că la mine vitezele sunt așa. Un pic. În momentul în care dau spre marșarier, are o scurtă întrerupere. Deci dacă sunt în drive, mă dau în spate. Că sunt în drive și mut în parc, ați văzut, este, are un mic delay. Asta e tot.